Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnal. Iată care sunt principalele subiecte ale ediției. De astăzi, medicii vor relua contractul cu CJS. Astăzi a debutat etapa națională a Olimpiadei de muzică. Pentru prima dată, competiția are loc la Bistrița. Astăzi este Ziua Internațională a Romilor. Din 1 aprilie, medicii de familie nu au mai eliberat rețete compensate și gratuite pentru că nu au fost de acord cu prevederile din noul contract cadru, ce trebuia semnat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. După câteva zile de stres, atât pentru cadrele medicale, cât și pentru pacienți, problema a fost rezolvată în urma două zile de negocieri. De astăzi, medicii vor relua contractul cu CJS. Este o veste bună pentru pacienții noștri. Azi noapte la ora 11:30 s-au finalizat discuțiile dintre reprezentanții noștri în București, respectiv doamna dr. Mihailă, domnul dr. Paul Șerban, doamna dr. Odica Tănăsescu și domnul dr. Dorin Gabor, cu reprezentanța Ministerului Sănătății și a Casei de Asigurări. După două zile de negocieri intense, s-a reușit semnarea unui protocol și a unui proces verbal care am înțeles că are putere juridică. S-au făcut niște modificări la contract și la norme care urmează să apară în monitorul oficial, dar începând cu 8 aprilie, deci cu data de astăzi, prin puterea acestui protocol, noi vom putea relua relațiile contractuale cu Casa de Asigurări și deci vom putea elibera rețete compensate, bilete timide, concedii medicale, tot ce privește actul medical în relație cu Casa de Asigurări. Medicii de familie din Bistrița-Năsăud au primit vestea cea bună în cadrul conferinței lunare pe care o au la Bistrița. În momentul de față s-a adus la cunoștința colegilor rezultatul noilor negocieri și a noilor norme și a noului contract. S-au pus întrebări pentru a fi cu toții lămuriți. Sigur, mai sunt câteva aspecte de lămurit, în special la serviciile medicale de contată de casă, dar asta se vor rămâne. Sunt probleme care vor putea fi rezolvate? Absolut, absolut. Nu va fi un impediment în continuarea relației cu Casa de Asigurări sau, mă rog, începerii și continuării relației cu Casa de Asigurări și asigurării asistenței medicale și a drepturilor pacienților noștri. Președintele Patronatului Medicilor de Familie din județ consideră că în cazul în care situația nu s-ar fi rezolvat, jumătate din cabinetele medicilor de familie ar fi intrat în faliment. A venit primăvara și odată cu ea începe marea peticeală a gropilor. Cum nu există stradă fără gropi, vom avea petice peste tot. Bine că măcar se lucrează. Ar fi și mai bine dacă mixtura asfaltică nu ar dispărea la prima ploaie. Filmați că e foarte faină și bună! Oare? Ceva după aceea s-a rămas tot așa. Tot așa a rămas. Hai, dar unde pui? Din groapă în groapă și bară la bară, așa se circulă în oraș. Problema aglomerației nu se poate rezolva cu una cu două, însă cea a gropilor da. Dacă tot e un oraș supraaglomerat, măcar să avem drumuri bune. Bineînțeles, asta e încă un vis. Deocamdată, realitatea este că s-a început peticirea gropilor. Se lucrează mai ales pe drumul de centură, unde craterele din asfalt îi scot din minți pe șoferi. Drumarii spun că acum vom scăpa de gropi pentru că este o mixtură mai bună, care va rezista până la toamnă. Doamne ajută! Vorbește, Doamne, cu statul să ieftinească asfaltul când noi duce după mure. Să-i ia falce în pădure, fă, Doamne, așa cum îi face și adu asfaltul coace, e mi-l dai mie pe mână. Torn asfalt și pe fântână. Groapă, 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 lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, 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 lângă groapă, până ora stupa. Groapă, 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 lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, groapă, groapă.
groapă lângă groapă până când lor a stupa. Astăzi a debutat etapa națională a Olimpiadei de muzică. Pentru prima dată, competiția are loc la Bistrița. Este organizată de Inspectoratul Școlar Județean și Liceul de Muzică Tudor Jarda, sub egida Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Peste 300 de elevi claselor 9-12 din întreaga țară sunt prezenți la Bistrița pentru a participa la Olimpiada de muzică. Tinerii sunt însoțiți de părinți și profesori. Și vor fi mulțumiți de prestația serviciilor noastre. Sunt 350 de reprezentanți, au venit din toată țara. Însoțiți de părinți? De părinți, de profesori însoțitori, unii chiar au nevoie de corepetitor. Câte secțiuni sunt în cadrul acestei olimpiade? Sunt 9 secțiuni și dacă îmi permiteți dumneavoastră să le și enumăr. În liceul de muzică, Tudor Jarda, va avea loc secțiunea de vioară. La școala generală numărul 2 vor fi studiile teoretice. La Liviu Rebreanu va fi instrumente de suflat de alamă, canto, clasic. La generală 4 și palatul elevelor vor fi instrumentele de suflat de lemn. Școala Generală Ștefan cel Mare, curs grave, sinagoga, pian, cercul militar, percuție, Centrul Municipal de Cultură George Coșbuc, NAI și ultima, Casa de Sindicatelor, muzica vocală tradițională. Elevii vor încerca timp de câteva zile să convingă juriul că sunt cei mai buni. Cei care se vor clasa pe locul întâi se vor alege pe lângă diplome și cu câte un premiu de aproape 120 de lei. Academia de Muzică va oferi un premiu special în valoare de 300 de lei. Cum te numești? Bună ziua, mă numesc Adela Liculescu. De unde ești și unde înveți? Sunt elevă la Liceul de Artă Marin Sorescu din Craiova. Și ai venit tocmai din Craiova, aici la Bistrița, pentru a participa la Olimpiada Națională? Păi, ce să facem? Dacă aici se ține, aici venim. Ai mai participat la astfel de competiții? Sigur că da. Am fost și laureată, am luat premiul întâi în anii trecuți. Da. Cum te numești? Laura Șandru. De unde ești? Din București, de la Liceul George Enescu. Și în ce clasă? A 10-a, la clasa doamnei profesoare Mihaela Tomescu. Eu particip la secțiunea vioară. Am mai participat la Olimpiada de muzică? Da, din clasa 3 în fiecare an. Chiar la faza națională? La faza națională din clasa 9, pentru că am avut niște anumite probleme și n-am putut să merg în anii trecuți. Ce premii ai luat? Păi în clasa 3 am luat premiul 3, în clasa 4 am luat premiul 1, între a 5-a premiul 1, între a 6-a premiul 1, între a 7-a premiul 2 și dintre a 8-a și a 9-a, între a 8-a și a 9-a premiul 1. Deci tot pe podium. Da. De unde această pasiune pentru vioara? Păi n-am avut o pasiune pentru vioară de la început. Eu am avut, pasiunea mea a fost călăria și asta am vrut să fac. Dar am avut o piesă în clasa a 6-a care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre Preludiu și Allegro de Puniani Chrysler și mi-a plăcut foarte mult și atunci